Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Suntem din nou, dragi ascultători, la drum cu poporul Domnului prin locurile și evenimentele prin care Domnul îl călăuzește pentru formarea lui. Este o călătorie benefică pentru fiecare dintre noi, pentru că facem cunoștință aici cu voia lui Dumnezeu. Ori voia lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât că Dumnezeu dorește ca noi să fim asemenea lui. Este un privilegiu și, în aceeași măsură, o mare responsabilitate. Poporul este încă la muntele Sinai, acolo unde Domnul continuă să dea legi poporului. Suntem acum la capitolul 24 din Cartea Exod. Acesta este capitolul care concluzionează, într-un anume sens, detalierea celor 10 porunci pe care Dumnezeu a făcut-o pentru poporul evreu. Să vedem acum ce mai spune Domnul lui Moise. Dumnezeu a zis lui Moise, Suiete la Domnul, tu și Aaron, Nadab și Abihu și șaptezeci de bătrâni al lui Israel și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Aceasta este o învățătură cu privire la modul în care ne apropiem de Dumnezeu. Cred că trebuie să ne dea mai mult de gândit în ceea ce privește atitudinea pe care o avem față de el. Dumnezeu îi cheamă pe acești oameni pe munte, dar chiar și lor care sunt într-o anumită poziție în Israel, Dumnezeu le cere să se arunce cu fața la pământ înaintea lui, Motivul este cel al reverenței pe care acești oameni trebuia să o manifeste față de Domnul. Dar cine sunt cei pe care îi cheamă Domnul? Moise și Aron sunt bine cunoscuți, frații pe care Dumnezeu i-a folosit în scoaterea poporului din Egipt. Însă echipa lor este acum lărgită cu fiul lui Aaron, Nadab și Abihu. Dragii mei, se pare că lecția aceasta nu a fost prea bine învățată de cei doi. Așa cum o să vedem la momentul potrivit, ei nu vor respecta cuvântul lui Dumnezeu și vor aduce un foc străin înaintea Domnului. Ca urmare a păcatului lor, ei vor muri. Un alt lucru pe care putem să-l învățăm de aici este acela că respectul față de Dumnezeu și voia Lui este independent de poziția pe care o ocupăm în cadrul împărăției sale. Chiar dacă suntem în slujba lui, chiar dacă suntem folosiți de el pentru împlinirea planurilor sale, trebuie să avem respectul cuvenit față de persoana sa. Trebuie să mai spun aici și că acesta nu înseamnă că nu avem acces la prezența lui. Avem acces prin sângele Domnului Isus, dar în prezența lui trebuie să-i acordăm respectul ce îi se cuvine. De fapt, chiar și acest acces, vedeți, este prin Domnul Isus Hristos totuși nu este vorba despre un acces direct la persoana Lui, pentru că El este un Dumnezeu Sfânt. Și sfințenia Lui nu poate suporta păcatul și natura noastră păcătoasă nu poate suporta sfințenia Domnului. Însă, prin sângele Domnului Iisus Hristos, noi avem intrare la Tatăl. Adică noi suntem văzuți prin sângele Lui. Dar să vedem mai departe ce spune Domnului Moise. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas, vom face tot ce a zis Domnul. Aceasta este cea de-a doua oară când poporul promite să respecte legile lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că Dumnezeu nu impune legile sale poporului. Poporul este acela care alege să le respecte. Acum, probabil că poporul nu era încă conștient de starea lui. Poate că ei nu sunt pe deplin conștienți de ceea ce implica această ascultare. Și spun aceasta pentru că foarte ușor se angajează la această ascultare. Dar nu vreau să spun aici că nu ar trebui să ne angajăm la ascultare față de Dumnezeu. Numai că, vedeți, promisiunile pe care le facem nu trebuie să fie făcute cu ușurință înaintea Domnului. Trebuie să recunoaștem limitele noastre și să venim înaintea Domnului cu starea noastră, pentru că tot El este acela care aduce binecuvântarea, care aduce puterea pentru împlinirea voii sale. Încă o dată, legea a fost dată ca un îndrumător pentru Domnul Isus Hristos. Ea este aceea care ne arată câtă nevoie avem de Domnul Isus, pentru că El este Cel care vine să ne aducă răscumpărarea față de pedeapsa pe care am primit-o pentru fără de legile noastre. Numai că vedeți, dragi prieteni, Israelul se angajează să asculte o astfel de lege. Ei se angajează să asculte o lege care îi condamna de la chiar prima prevedere. Trist a fost că ei nu au vrut mai apoi să accepte și pe cel pe care îl indica ea, pe Domnul Isus, acceptând să rămână cu condamnarea pe care o aducea legea. Acum că poporul se angajează să asculte legea, Domnului poruncește lui Moise să scrie această lege. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să ducă Domnului arder de tot și să junghe tauri ca jerfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străghini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moi s-a luat sângele și a stropit poporul, zicând: Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Acesta este legământul pe care Dumnezeu îl face cu poporul Israel. El este parafat prin sânge, însă este vorba despre sângele animalelor. Atunci când Domnul Isus lua cina cu cenicii săi în camera de sus, el întinde paharul cu rodul viței, care semnifica sângele legământului cel nou în sângele lui. Iată ce imagine minunată avem aici. Primul era un legământ al condamnării, al doilea este unul al eliberării. De fapt, primul legământ îl solicita pe al doilea. Nimeni nu putea să împlinească legea încât să atingă neprihănirea necesară izbăvirii. De aceea a fost nevoie de acest al doilea legământ în care Dumnezeu se angajează să dea tuturor celor ce cred în El izbăvirea prin Domnul Isus. Acum legământul este făcut și Dumnezeu se arată din nou înaintea poporului. Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu și cu cei șaptezeci de bătrâni al lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir streveziu în tocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva leșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Ceea ce spune Moise aici cu privire la faptul că poporul a văzut pe Domnul trebuie înțeles în lumina altor versete din Scriptură. De fapt, ni se spune în Scriptură că nimeni nu poate să vadă pe Dumnezeu, deoarece El este Duh. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18, Scriptura ne spune, Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu, care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ceea ce a văzut poporul este doar o reprezentare a lui Dumnezeu. Domnul Isus este cea mai apropiată imagine a lui Dumnezeu oferită oamenilor. Tot ceea ce știm despre Dumnezeu Tatăl este prin Fiul, Domnul Isus. Nu cred că putem ști pe deplin cum arată, cum vorbește, ce face, ce gândește Dumnezeu? Am spus pe deplin, pentru că El ne revelează aceste lucruri în conformitate cu voia Lui și nevoia noastră. Oricum, în ceea ce privește planurile și gândurile lui Dumnezeu, în Cartea Isaia, capitolul 55, versetele 8 și 9, găsim următoarea explicație. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Iată ce distanță, ce diferență mare este între ceea ce noi cunoaștem despre Dumnezeu, ceea ce știm noi sau credem că știm despre Dumnezeu, și ceea ce este cu adevărat Dumnezeu, ceea ce gândește el. Acum, Dumnezeu, așa cum spuneam, ne revelează o parte a acestor lucruri. Este exact cât avem nevoie să intrăm în relația aceasta cu El. Prin Domnul Isus, noi am avut posibilitatea să vedem o parte a acestor gânduri. Mai târziu, Moi se cere să-L vadă pe Dumnezeu. Acum, cererea lui nu este singulară. În Noul Testament îl găsim pe Filip făcând aceeași cerere. El se adresează Domnului Iisus spunându-i, Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns, Răspunsul Domnului Isus ne îndreptățește să credem ceea ce spunea Madineaur cu privire la modul în care El îl prezintă pe Tatăl. Isus i-a zis, De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Deci, dragi prieteni, cine vrea să-L vadă pe Dumnezeu, nu trebuie să facă altceva decât să privească la persoana Domnului Isus, așa cum este El prezentat în Evanghelii. Pe de altă parte, intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu este mediată de Domnul Isus. Așa cum spuneam, El este acela care ne aduce în prezența lui Dumnezeu Tatăl. Acum Moise este invitat în prezența lui Dumnezeu și împreună cu el și Iosua, care devine tot mai prezent în conducerea poporului. Domnul a zis lui Moise, suiete la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi slujea. Și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. Dumnezeu îl pregătește pe Iosua pentru a-i urma lui Moise în conducerea poporului. Este interesant procesul prin care îl trece Dumnezeu pe Iosua. Mai întâi facem cunoștință cu el în lupta cu amaleciții. Apoi, iată, îl găsim sus pe munte împreună cu Moise. Apoi o să-l găsim împreună cu Caleb printre cele 12 scoade. Împreună cu Caleb sunt singurii care vor să întărească poporul descurajat de raportul celorlalți 10. Curajul lor nu vine din faptul că erau mari războinici, ci din cunoașterea Domnului. Iată deci cât de important este să-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru. Dumnezeu are diferite etape pentru fiecare dintre noi în ceea ce privește formarea noastră. Uneori suntem implicați în lupte, alteori avem nevoie să stăm în prezența lui Dumnezeu. Este de asemenea nevoie să stăm în prezența oamenilor lui Dumnezeu, prin toate acestea, Dumnezeu lucrează în viața noastră, în caracterul nostru. Dar acum, cu Moise și cu Iosua sus pe munte, să vedem ce se petrece jos cu poporul. Moise a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aron și Hur vor rămâne cu voi. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Deci poporul rămâne cu Aron și Hur. Ei sunt investiți de Moise cu autoritatea de a rezolva problemele care vor apărea. Interesantă este însă experiența lui Moise pe munte. Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de șase zile. În ziua șaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moi s-a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți. Moi se petrece 40 de zile și 40 de nopți pe munte în prezența lui Dumnezeu. Este o experiență probabil dorită de unii, înfricoșătoare pentru alții. În orice caz, niciun alt om nu mai are parte de o asemenea experiență. Desigur, au mai fost oameni care au avut întâlniri cu Dumnezeu, dar nimeni nu a mai petrecut atâta timp în prezența binecuvântată a Domnului. Moi Moise vede sfințenia lui Dumnezeu ca un foc mistuitor. Experiența asemănătoare are și Isaia. Ascultați mai ce relatează el în capitolul 6 al cărții pe care o scrie. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbun aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Aceasta este întâlnirea autorului, întâlnirea lui Isaia cu Dumnezeu. Observați, vă rog, că este vorba despre același foc care însoțește prezența lui Dumnezeu. Dar care este oare semnificația focului? Focul reprezintă curățirea, necesara curăție pentru a fi în prezența lui Dumnezeu. În cazul lui Isaia, prezența lui Dumnezeu este însoțită și de cuvintele serafimilor care repetă cuvântul sfânt sau cadoș în limba ebraică. Pentru că am redat cuvântul original cu privire la sfințenie, trebuie spus că în ebraică, limba în care a fost scrisă cea mai mare parte a Vechiului Testament, Repetarea unui cuvânt exprimă gradul superlativ la care este el folosit. Deci, sfințenia lui Dumnezeu este în cazul acesta absolută. Nici nu este de mirare teama care îl cuprinde pe Isaia. El spune, vai de mine, că sunt un om cu buze necurate. Ceea ce spune el mai poate însemna și, vai de mine, că sunt neadecvat, nepotrivit. Isaia se simțea nepotrivit pentru acel loc, Importantă lecție pentru fiecare din noi, nu-i așa? Față de sfințenia lui Dumnezeu, noi toți trebuie să ne simțim neadecvați, nepotriviți. Pentru Isaia această evaluare a fost momentul în care Dumnezeu îl pregătește. Un serafim, un mesager al Domnului, este trimis cu un cărbune pentru a purifica, pentru a curăți buzele lui Isaia. Dragii mei, înainte de a fi curățiți, de a fi transformați de Domnul, trebuie să ne vedem nevrednicia noastră. Dacă nu recunoaștem că nu avem altfel niciun merit pentru a sta în prezența Lui, nu putem fi curățiți. Fără să fim curățiți de El, este cu neputință să stăm în prezența celui preînalt și să trăim. Prieteni dragi, Sfințenia lui Dumnezeu înseamnă separare față de păcat. Dumnezeu nu poate locui împreună cu păcatul. Nu pentru că este numai alegerea lui aceasta, dar și pentru că natura lui este sfântă. Din pricina aceasta, o natură nesfințită nu poate sta în prezența lui fără să fie consumată de acest foc al sfințenei sale. Mois a petrecut 40 de zile și 40 de nopți în prezența lui Dumnezeu și în tot acest timp Dumnezeu i-a dat instrucțiunile care sunt conținute în restul capitolelor din această carte. Dragii mei, poate nu reușim să ne facem o imagine completă a Sfințeniei Domnului, ei bine, ceea ce găsim în cuvântul său, în legile pe care el le dă poporului său, reprezintă o imagine a caracterului său. El nu așteaptă de la noi ceea ce el nu este deja. Apoi, el așteaptă să fim asemenea lui. De fapt, aceasta este misiunea noastră aici, pe pământ. Este foarte adevărat că, prin credința în Domnul Isus, noi suntem mântuiți, dar, în același timp, primim și misiunea de a fi reprezentanții săi aici, pe pământ. Iată ce le transmite pavele fesenilor în epistola pe care le o adresează. În capitolul 5 găsim următoarele cuvinte: Urmați, dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Cu alte cuvinte, el le spune acestora și, bineînțeles, prin Duhul Sfânt și nouă, să fim modele ale lui Dumnezeu în această lume, așa cum trebuie să fie niște copii prea iubiți. Apoi continuă să exprime aspectele practice prin care se întâmplă acest lucru. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice fel de necurăție, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire, căci știți bine că nici un curvar niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli, n are parte de moștenire împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricin acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar de locul ei. Nu regăsim aici tocmai ceea ce Dumnezeu a transmis poporului prin lege? Sunt aceleași principii, chiar și cel cu privire la tovărășie, după cum ați observat. Dragi prieteni, nu putem fi prieteni cu lumea și cu Dumnezeu. Este ceea ce spune și Domnul Isus. În Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 24, el ne atenționează. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu putem trăi în această dualitate. Noi nu suntem creați în acest fel. Nu avem această capacitate. Numai dumnezeirea există în această formă. Acum, diavolul se apropie de noi în același fel cum s-a apropiat de prima pereche de oameni, spunându-ne că putem fi ca Dumnezeu. Adică putem avea existențe separate, putem avea două ființe ce pot coexista în noi înșine. Nu, dragi prieteni, aceasta este doar o minciună, noi suntem creați cu o personalitate distinctă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar în același timp avem limitările noastre, printre care și această capacitate de a înmagazina în noi un singur gen de experiențe. Fie că este vorba despre experiențele care ne apropie de Dumnezeu, fie că este vorba despre cele care ne pun în vrăjmășie cu El, un gen îl exclude pe celălalt. Din ceea ce spune Domnul Isus, reiese foarte clar că noi nu putem fi supuși decât unui singur Domn, fie ca El să fie Dumnezeul cel viu, atotputernicul, Domnul cerului și al pământului. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.